Concursul național epistolar, intitulat Homofaber, este deja la cea de-a patra ediție și este găzduit de Colegiul Tehnic Miron Costin. Lucrările pot fi trimise de elevi până la data de 25 martie. În această perioadă ne aflăm în preajma concursului național epistolar Homofaber, aflat la a patra ediție. Suntem în plină desfășurare pentru că tocmai a apărut calendarul activităților extrașcolare la nivel național și, din fericire, acest concurs, această competiție care este rodul unei echipe, se află acolo înscris la domeniul cultural-artistic-literatură pe poziția 13-a. Acest concurs are un termen de înscriere a lucrărilor până pe 25 martie, termen prelungit tocmai datorită faptului că acest calendar național a apărut destul de târziu și așteptăm cu mare drag lucrările copiilor din ciclul primar, gimnazial și liceal din județul Neamț și desigur din toată țara. În primul rând, prin participarea la acest proiect, elevii vor avea oportunitatea de a-și dezvolta competențele de scriere. Până acum au fost trimise lucrări din toată țara. Acest concurs își propune să testeze, în primul rând, competențele de scriere ale elevilor din cele trei cicluri, de la primar până la liceal. Se centrează pe această temă, homofaber, omul creator, omul meșteșugar, omul făurar. Din semnalele primite până la această oră, am observat că imaginația și creativitatea participanților chiar a depășit așteptările noastre. Estimăm un număr de 400 de participanți până pe data de 25 martie, când se încheie selecția. Lucrările vor fi punctate în funcție de respectarea rigorilor stilului epistolar. Ceea ce contează în primul rând este ca participanții să respecte rigorile stilului epistolar, pentru că știm foarte mult ce accent se pune pe competențele de scriere, să nu mai spunem la examenele naționale, da, și în speță cel de bacalaureat, deci îi ajută să se perfecționeze și pe această direcție și de ce nu noi vrem să subliniem tocmai importanța exprimării în scris, care din păcate în ultima vreme tinde să ia o pantă ușor descendentă, a se vedea rețele de socializare, da, când elevii deja uită să se exprime, fac greșeli de scriere. Până acum în competiție au fost înscrise lucrări din întreaga țară. La sfârșitul jurizării, elevii vor fi premiați cu diplome.